Primăria Arad continuă să investească în Ştrandul Neptun. Toate aceste investiții se vor realiza în zona destinată copiilor, acolo unde se va monta un complex de topogane cu grad diferit de dificultate. În cadrul programului de modernizare a Ştrandului Neptun, etapa a treia, are loc în această perioadă licitația pentru achiziția echipamentelor topogane, care vor lega bazinul mare existent cu noi bazine care se vor amenaja în această zonă. În proiectul de modernizare a Ştrandului Neptun mai sunt prevăzute amenajarea unui bazin acoperit cu o suprafață de aproape 500 de metri pătrați, două bazine deschise care vor avea 170 de metri pătrați. Valoarea totală a investiției este estimată la 985.000 de euro și se va face din fonduri ale bugetului local.